mă, tu, Robert, o să dăm atât. Și eu, din ce în ce mai mult am apărut, am început să-mi strâng numele de magie și pe urmă să apar la TV cu ceva original. Și te-ai înscris la România la Talent. M-am înscris prima dată, da, Muntean prima dată, am mai fost odată într-o variantă de trei, că de-astea l-am studiat și eu și am zis, bă, dacă ești într-un grup și apari undeva, nu te țin oamenii minte, înțelegi? Te țin ca pe grup, ăia. Eu am nevoie de mine ca eu să crești și într-un grup e foarte greu să te întâlnești. Eram cu Bogdan Muntean, un magician extraordinar. Bogdan Muntean pe mai serios, eu pe comedie, știi? Dar nu te țin oamenii minte. Și? Și am plecat de unul singur pe urmă. Și m-am dus de unul singur pe urmă. Aici deja erai cu soția ta. Erai cu Elena. Da, eram cu soția. Adică aici mai primeai și sfaturi de la ea. Da, pentru că era în burtă David atunci. Și înainte să intru pe scenă, soția mea mi-a spus, eu se mișcă și abia așteaptă să te vadă. Să te uită. Frumos. Cu emoție am intrat atunci. La România au talent? Da, da, era, da, da. Nu cred. De ai ce? Văzut numărul ăla? Ba da, știu, l-am aspart. Cu copilul care apărea la final. Copilul l-am repetat multe, tot mă duceam, făceam naveta de la București. Deci, practic, asta a fost...